dragilor! Mă bucur să ne revedem la rețeta de miercuri în ediția de Crăciun. Mai este puțin și vine Crăciunul, sunt convinsă că și voi așteptați această sărbătoare minunată și bineînțeles că dacă vine Crăciunul, trebuie să ne pregătim ca atare. Astfel că împreună o să facem astăzi sarmale! Da, știu, sună ceva foarte complicat, dar o să vedem că nu e chiar atât de complicat și chiar atât de greu. Și eu vă încurajez, chiar dacă n-ați mai făcut niciodată, să faceți anul acesta de sărbători sarmale. Vom face două feluri de sărmăluțe. Sărmăluțe cu carne de vită și de porc și sărmăluțe vegetariene. Pentru că eu nu mănânc carne, așa că de fiecare dată la sărbători, mami face și sărmăluțe cu carne și sărmăluțe fără carne pentru cei ca mine. Pentru sărmăluțele cu carne vom folosi o cană de orez, jumătate de kilogram de amestec de carne de porc cu carne de vită, 2 morcovi foarte mari, 1 kg de ceapă, un borcan de paste de tomate de 314 grame are acesta al meu, o cană de ulei în care vom undi ceapa, sare, piper și voia dulce după gust și am pregătit aici o varză murată. Iar pentru sărmăluțele fără carne o să facem mai puține pentru că sunt singura care le mănâncă. Vom folosi jumătate de cană de orez, 400 de grame de ciupercuțe sălbatice, un morcov mai mic sau o jumătate de morcov mare, un păstrnac mare, 3 cepe, jumătate de cană de ulei. Și, bineînțeles, aceeași varză murată pe care o avem aici, sare, piper, vedem noi pe parcurs. Haideți să trecem la treabă. Am pus apă la fiert pentru că trebuie să opărim orezul. Îl vom pune în apa opărită, dar nu lăsăm apa pe foc și lăsăm acolo pentru 5 minute, da? Doar opărim orezul, eu aștept să îmi fiarbă apa. Înainte să opărim orezul, îl voi spăla în câteva ape până când nu mai iese din el acel prăfușor alb. De tocat legumele. Voi băga ceapa la blender, morcovul la blender și după aia o să ne apucăm să le călim. Punem totul în lentigaie. Vom undi ceapa pentru sărmăluțele cu carne și cele fără carne împreună. O să mergem împreună până la un punct și după aia, de la un punct încolo, o să ne despărțim. Pentru că e mult mai simplu așa, să le facem împreună. Voi, iar pe parcurs ce tot o să toc ceapa, pentru că nu încape toată odată în blender, o voi pune aici, în tigaie. Și după ce am tocat-o pe toată, o să pornim focul. Am terminat de tocat toată ceapa, voi porni plita aici, unde am pus ceapa în tigaie, după care între timp eu voi da la blender morcovul și voi scurge orezul pentru că au trecut cele 5 minute. Ceapa este la undit, am pus aici într-o altă tigaie un pic de ulei pentru că am măruțit păstrnacul și o să-l pun și pe el să se călească. Morcovul este gata, tot dat la blender, îl vom adăuga peste ceapă după ce va fi ceapa călită și apoi mai am de măruțit doar ciupercuțele. Am undit ceapa cu morcovul și acum o să punem peste pastă de tomate. Am aici ciupercuțele tocate, voi pune 3 linguri de orez peste și păstrnacul pe care l-am undit puțin. Avem amestecul de păstrnac, orez și ciupercuțe. Dacă vă plac sărmăluțele să fie mai orezoase, puteți să puneți mai mult orez. Dacă vă plac să fie cu mai multe legume, puneți mai puțin. Este de gust, în funcție de gustul vostru. Acum vom pune de aici 4 lingurițe din compoziția obținută peste. Linguri, nu lingurițe, da? Acum tot ce trebuie să facem este să condimentăm după gust, punem sare, piper și boia după gust. Sare. Compoziția pentru sărmăluțele de post este gata. Acum voi amesteca în acest bol imens carnea cu orezul, cu tot ce avem aici în tigaie. După care condimentăm și mergem mai departe. Așa, am pus tot ce trebuie în bol și acum voi condimenta după bunul meu plac, gust și tot așa. Sare, piper și boia dulce. Am lăsat compozițiile puțin să se răcească pentru că vom adăuga câte un ou în fiecare. Oul este opțional, însă ajută compoziția să se rege mai bine, să fie mai bună. Între timp am pregătit varza pentru împachetat și am pregătit și oalele în care vom pune sărmăluțele la fiert. Am pus un pic de varză tocată pe fund ca să nu se prindă sărmăluțele de oală. Acum o să adaug ouăle. Ne apucăm de împachetat sărmăluțele, luăm o bucată de varză, punem cu lingura compoziție, cam o lingură, după care împachetăm, vă arătăm și de aproape cum se face, așa, și apoi rulăm și ce rămâne apăsăm cu degetele în margine și obținem o super sărmăluță pe care o punem în oale. Am terminat de învelit sărmăluțele. Să știți că din cantitatea pe care v-am prezentat-o la început, obțineți 60-70 de sărmăluțe cu carne și 30 fără carne. O să punem câteva bucățele de varză deasupra ca să le acoperim și după aia vom pune apă clocotită cât să acopere sărmăluțele. Am pus aici apă la fiert, o punem deasupra și apoi dăm oala la fiert pentru o oră. E mai greu decât mă așteptam. Punem și sărmăluțele fără carne la fiert. Voiam să vă menționez, apropo de timpul de fierbere, că depinde de varza pe care o folosiți. Dacă varza este mai subțire sau mai groasă, în funcție de asta variază timpul de fierbere. Adică puteți să fierbeți sarmalele și o oră și jumătate și 2 ore. După o oră, cel mai bine este să scoateți o sărmăluță, să o încercați. Dacă este bună, atunci o mâncați. Dacă mai necesită fierbere, o mai lăsați un pic la fiert și tot așa. și sărmăluțele noastre au fiert. Am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. Haideți că nu a fost atât de greu și acum urmează partea frumoasă, să le savurăm. Abia aștept! O să pun câteva sărmăluțe cu carne aici, într-o farfuriuță. Să vedeți ce frumoase sunt! Și să punem și câteva sărmăluțe cu legume. Foarte bun! Ce bine arată! Am făcut sărmăluțe cu carne, sărmăluțe cu ciupercuțe. Toată lumea o să aibă masa plină de sărbători. Dacă o să vă placă această rețetă, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și, bineînțeles, să împărtășiți rețeta cu persoana cu care v-ar plăcea să o savurați. Sărbători fericite! Ne vedem la rețeta următoare pentru că mai am multe surprize pentru voi!